Bună ziua, bună seara, nu știu exact când o să urc acest video interviu, dar este înregistrat seara, așa că o să zic bună seara, de-aia e și lumina asta care ne reflectă pe chelie, de-aia și putem să bem un vin în timpul acestui interviu, de-aia putem și să vorbim cum vrem pentru că suntem în online. Cert este că acesta este un interviu din seria Wine Business pe desprevin.ro. Este o serie de interviuri pe care o încep practic în seara asta. Este o serie de interviuri la care necesitate am ajuns cunoscând oameni implicați în industria vinului, văzând diferențele între cei care sunt eterni în această industrie, care s-au născut, s-au moștenit, s-au crescut pur și simplu pentru a fi proprietari de cramă sau comercianți de vin sau mai știu eu ce. Și acest nou val de oameni venit din alte industrii, care fie ca hobby, fie ca oportunitate au ales să investească în crame, să investească în ceea ce pentru toți vă zic sigur e și pasiune, dar să abordeze business-ul poate original, poate diferit față de modul tradițional al producătorului de vin. Și o să începem această serie cu cine altul decât cu un om de care ați mai citit pe despre vin în trecut. Este vorba de un profesor la ASE, este GM-ul de la VTM Consult, cred. Cert e că e VTM și este unul dintre cei doi acționari de la Gramophone Wines. Cine altcineva decât Marcel Vulpoi. Salut, Marcel! Salut, Alex! Mersi pentru introducere! Așa și, nu în ultimul rând, comersant de vin. Pentru că așa în primul rând, în calitate de comersant de vin, urma fraza aici. Deci, voi vă dați seama, deci îl avem pe Marcel Vulpoi, care el nu vrea să recunoască, de eu sunt sigur că e milionar, că altfel de ce n-ai bani intra în industria vinului. Dacă știți cum e bancul ăla, cum să ajungi milionar, simplu, ești miliardar și îți cumperi o cramă. Ajungi milionar. Da, mi s-a mai spus asta, prima dată. Da, deci vă dați seama, Marcel Vulpoi, care are VTM-ul, care e profesor la ASE, are o grămadă de business-uri de succes, are o cramă. El de fapt se pare că își dorește să fie ca mine, comerciant de vinuri. Adică ce vrei mai mult dată? Da. Este my dream job, ca să zic așa. Ți-l dau cu tot cu datorii. Da, mersi. Dar îți spun, îți fac ofertă în direct aici, de față cu toată lumea? Sau? Păi stai că acum suntem în record, poți să o editez, știi? Și mai adaug Te pun în loop, știi? Când zici 1000, tu vrei să zici 1000 de euro, eu păstrez 00 și tot adaug. Și după aia mai adaug 1-2. Da, tare. Un miliard. Și mă duc și Bitcoin ca să rămân fără bani. Da. Bun, Marcel. Noi știm de pe despre vin, știm de când am avut săptămâna Gramophone Wine, cât de cât despre tine. Știm toate pildele din interviu, cine nu le știe, îl găsește în continuare pe despre vin. Toate articolele noastre au rămas acolo. Ce vreau să vorbesc cu tine în seara asta este pur și simplu să despicăm un pic business-ul ăsta de vin. Ce înseamnă să ai o cramă în România? Ce înseamnă să, cu ce e diferit o cramă versus orice alt business în care mai ești implicat? Care sunt problemele cu care se confruntă o cramă sau probleme cu care se confruntă industria de vin versus alte industrii? Mare cam tot ce poți tu să ne zici interesant. Și de ce nu? Știi cum e, problemele împărtășite de multe ori își găsesc soluționare sau poate alți oameni se vor inspira din ceea ce investi tu în seara asta. Deci, Marcel, ai mai luat încă o dată o cramă? Da, clar. Evident. Este un business rentabil? Poftim? Este un business rentabil. Știi cum e? În orice business, în general, nu numai în România, în orice țară din lume, în orice business trebuie să te gândești ce înseamnă business rentabil și de momentul în care vrei să-l faci rentabil. Adică eu n-am avut în toate business-urile pe care le-am și pe care le-am început de când eram de 27 de ani, niciodată nu m-am gândit să plec săptămâna viitoare cu bani acasă sau a doua zi cu mentalitatea românească. Nu le bag banii astăzi, dacă mâine seară n-am profit în buzunar, nu merge. Și mă apuc să iau decizii tâmpite.
Deci rentabilitatea aceasta, după părerea mea, trebuie să fie o chestiune de strategie pe termen lung, deci nu de planificare, de strategie. Bă, când mi-am propus și unde îmi propun să ajung, în primul rând, și ce fac ca să ajung acolo. Adică dacă mi-am propus să obțin anul viitor profit, forget about it. Eu nici n-aș fi făcut, eu nu sunt construit așa. Okay. Și atunci mi-am stabilit un alt tip de obiective. Sunt business-uri în România, nu dau nume ca să nu le facem reclamă, care timp de 12 ani au pierdut bani. Dar apoi scopul lor a fost de la bun început un exit. Deci au stabilit o strategie foarte clară pentru a și-au canalizat toate resursele în direcția asta. Deci eu o să vorbesc despre rentabilitate cu tine peste fix 4 ani. Adică planul este pe 7 ani. Da, 5-7 ani minim. Deci okay. Tot ceea ce facem în acești 5-7 ani va fi partea de construcție. Nu va fi partea de rentabilitate, să trag la sfârșit linia să zic, mamă, am ieșit pe cash flow negativ, surprise. Dar este o chestiune asumată, este o chestiune de strategie pe termen lung, nu pe termen scurt. Și proiectul acesta cu Crama, Gramofon, exact asta facem, construim pe termen lung, nu construim pentru 2020 sau 2021 sau 2022. Ar fi fost o glumă sinistră să construiești pentru 2020 în industria. Da, corect. Am în vedere că am intrat în 2019, 2020 putea să fie o construcție. Da, un an targetat, dar nu. Dar conform planului vostru, odată ce ajungeți să vorbiți despre rentabilitate, adică după acești 5-7 ani, da. Cum ai poziționa industria vinului? Este o industrie printre cele mai rentabile? Este o industrie de siguranță care aduce o rentabilitate mică, dar ai niște asset-uri de valoare mare? Cum ai considera-o? Eu aș lua puțin discuția cumva de mai departe, așa. Nu neapărat industria vinului, de business în general și după aceea mergem la industria vinului. Eu am observat o chestiune și lucrând cu peste 500 de clienți în domeniul contabilității, de la firme de 150 de euro până la firme de 30.000 de euro pe lună. Deci hai să fim serioși. Tu nu poți să lucrezi cu o firmă de 150 de euro, că numai fiurile voastre la VTM știm că sunt, adică e ok, lasă așa. Mă rog, 200 de euro, ok. Hai să zicem, avem și clienți mititei la care facturăm atât, pe cuvântul meu de onoare, adică no surprise there. Și mă uit... Și fac așa un profiling, mă rog, și în scop educațional, ca să le povestesc studenților despre profiling-ul antreprenorilor. Eu mai predau și de astea, leadership, antreprenori, ce prostioare din astea. Și le spun și mă uit la antreprenori și văd pe cei care sunt hands-on, care băi, se apucă de ceva și sunt implicați 24 hours a day în acel ceva, îi văd că reușesc. Acum, mergând în industria vinului, eu văd exact aceeași lecție. Băi, dacă există oameni care conduc business-ul ăsta și se culcă seara, se trezesc dimineața cu gândul la business-ul respectiv, nu are cum să nu meargă. Acum, este o chestiune de strategie, dar din păcate, din ce am observat eu, mulți dintre antreprenorii din industria vinului nu și-o definesc. Pentru că nu este o rușine ca eu, ca antreprenor, să spun, băi, eu vreau să fac niște volume, să câștig 10%, care este o rentabilitate absolut bună, în orice business din lumea asta, nu numai în industria vinului, și vreau să fac un vin cinstit pe care să-l vând cu 25 de lei sticlă. Nici o problemă. Sau, băi, eu vreau să fac vinuri high-end. După părerea mea, există o luptă așa în toți antreprenorii din industria vinului între dorința de a fi un, nu știu, Petrus și realitatea de a fi un, mă rog, să nu jignesc pe nimeni acum, vin de 15 lei. Deci și tu un vin de la tine și așa nu jignesc. Da. Nu, e primul lucru pe care l-am făcut atunci când am ajuns la Gramofon, am zis, nu mai există bag-in-box. Ok. Deci uităm de acest subiect, care s-a terminat. Dar și că bag-in-box-ul, de fapt, e o componentă extrem de rentabilă a cramelor. Dar nu spun asta. Eu am avantajul că nu mă pricep la industria asta. Inițial am crezut că este un mare dezavantaj, dar mi-am dat seama că este un mare avantaj că nu te pricepi. Pentru că aplici niște lecții pe care le-ai învățat în alte industrii. 2, 3, 4, 5, 7 pe care fie le-am făcut, fie le-am văzut. Păi și se aplică motamo aceleași lecții din alte industrii? 100%. Același mod de business. Și de asta am spus, noi ne-am propus să mergem cu produsele noastre într-o direcție mai premium. Într-o direcție premium.
Și pentru asta ce faci? Este ca în orice business. Primul lucru, îți aduci oamenii cei mai buni. Simple, adică nu e chestie de rocket science. Ce înseamnă oamenii cei mai buni? Ok, păi, de la viticultor, la oenolog, la zilier și așa mai departe. Zici, bă, care sunteți cei mai... Câți oameni avem la tăiat de vie? Îți dau un exemplu. 30. Cu cât îi plătim pe ăștia? 100 de lei pe zi. Ok, hai din ăștia 30 să luăm 10, le dăm 120 de lei și muncesc mai mult ei. Facem o chestie extensivă aici. Bine, tu ai oricum altă abordare. Tu ai reușit să-ți culegi via făcând oamenii să plătească. Adică despre ce vorbim? Corect, da, exact asta spun. Deci depinde foarte mult cum vrei să te poziționezi. Pentru că din perspectiva mea ca și consumator care nu mă percep, eu nu pot să plătesc unei crame 200 de lei pe o sticlă de vin dacă alături văd o cutie de 3 litri cu 10 lei. Eu psihologic, repet, poate e o prostie ce spun acum. Da, tu vorbești de poziționare, dar pe de altă parte, numărul de oameni care vin și cumpără de la cramă și să vadă bag-in-box-ul alături de sticla de 200 de lei sunt extraordinar de puțin. Iar în retail sau oriunde l-ar vedea, în online-uri și așa mai departe, bănuiesc că oricum adică toți sunt pe branduri diferite. Un brand este bag-in-box, alt brand este vinul premium. Da, hai să mai te întreb ceva, uite că na, întâmplător ne-am mai văzut la niște business club-uri unde vorbeam amândoi unor tineri antreprenori, uite am dat din casă acum. Cum să spun, ai văzut vreodată Louis Vuitton vânzând genși cu 50 de euro? Nu, da, am văzut Massimo Bottura având osteria francescană, care a fost numărul 1 în topul restaurantelor mondial atâta timp, având totuși cantine, practic, de fapt, care era generatorul de bani, unde era un fel de împinge tava. Depinde de unde a pornit, că dacă pornești de la o cantină și apoi zici, băi, stai că I can do better, da. Dacă pornești de la I can do better și faci cantină, nu știu exact care a fost întâmplător, chiar nu știu istoricul business-ului ăsta. El a pornit exact invers, știi că e o mantră, adică e benefic chiar să-ți construiești un brand foarte puternic premium, sub care să te apuci să lansezi categorii buy cu tare brand, astfel ajungi. Pentru că tu ai creat deja așteptări și ai creat notorietate și lumea automat asociază și cine nu are bani de brandul premium își va lua cel puțin made by. Corect, dar îți ia un wannabe, de fapt. Da, își ia un wannabe și ia un aspirațional, dar ceea ce nu e nimic greșit. Fiecare trebuie să ne luăm la nivelul. Eu am spus încă o dată, tot ce spun eu poate părea, nu e o chestie general valabilă, este cum este percepția mea și mentalitatea mea. Eu așa am gândit-o și am gândit întotdeauna chestiunea asta legată de vinuri prin ochii unui consumator. Am fost poate 20 de ani consumator, ca să nu zic că m-am apucat mai devreme, doamne iartă, m-am apucat la 18 ani legal, vârsta legală, da? E bine, adică nici nu știam ce gust are alcoolul până la 18. Exact, da. Deci de asta spun, 20 de ani am văzut și nu-mi plăcea ideea și am zis, bă, ok, eu nu pot să vând niciodată, că am mai spus și în interviul la tine, dacă nu mă uit în ochii omului. Nu, da. Dacă nu e ceva cinstit, corect, nu pot să simt eu că ok, hai că dacă eu nu suport bag-in-box, nu pot să-ți vând un bag-in-box acum, crede-mă, Alex. Sunt absolut de acord, dar nu aș vrea să clampunăm discuția totuși la bag-in-box. Am dat un exemplu așa, bun, haideți să vorbim acum despre alte diferențe cu alte industrii. Există o particularitate destul de interesantă a acestei industrii referitoare la politica aceasta, pentru că pe partea de vinificație, lucrări în vie și așa mai departe, cam toată lumea funcționează la fel, din ce am văzut eu. Sigur, există tehnologie cu aparatură, cu celelalte, ok, plus minus, e cam același lucru. Soiuri plantate, aduse de afară, altoi, verde de Paris, whatever. Asta e clar. Dracu, struguri, ce să faci? Crezi tot în vie, adică n-ai cum să schimbi. Exact. Deci nu e rocket science. Rocket science-ul vine din momentul în care l-ai tunat în butoiul ăla de inox. Sau în cazanele de pământ, sau unde îl mai ține fiecare, vasele de lut și așa mai departe. De acolo încolo începe diferențierea în industria vinului din România. Eu am mai zis undeva și mi-am atras foarte mulți prieteni că, din ce văd eu, industria vinului în România se împarte în două categorii, în plictisiți și fricoși. Sunt unii care... Și în care te încadrezi? Poftim?
În care te încadrezi? Dacă nu mă încadrez în niciuna, asta e. Deci eu azi, bă, dacă ajung să mă plictisesc sau să mă sperii, vând business-ul. Să zici când îl vinzi, adică nu. Da, o să fii primul. Uite, îți promit că tu vei fi primul când o să mă hotărăsc să-l vând, îți dau un semn. Da. Și de asta spun, există foarte mulți care se vede că s-au plictisit. Da. Care au aceeași politică tradițională comercială, care nu mai se reinventează, care nu mai încearcă să adreseze unor alte categorii, care nu mai vin cu mesaje noi, cu vinuri noi și așa mai departe, care zic, băi, care are abătătorită, câștig 5 lei, de ce să pot să câștig 7 lei, sau, dar de ce să risc? Uite, înseamnă să risc chestiunea asta, așa? Și există partea cealaltă de fricoși, în care zic, aoleu, trebuie să vindem vinul. Trebuie să vindem vinul, no matter what we do, facem ceva care să se vândă. Da? Și aveam noi discuția înainte să pornești tu butonul la roșu, care e în stânga sus aici la mine, aveam discuția referitoare la politica de discounturi, de care, din păcate, nu profită cei care au muncit for fuck's sake la vinul respectiv, ci profită niște comersanți, că tot vorbeam de cartea mea de vizită. De-aia vrei tu să te faci comersant, de fapt. De-aia vreau să mă fac comersant. E o chestie aspirațională, ți-am spus. Da. Da, și atunci ies în piață, uite-te, îți dau exemple de foarte multe concursuri câștigate pe vinuri. Eu nu sunt pe principiu că, mamă, pile și păgi, whatever, chiar nu suport asta și n-am suportat niciodată în viață, o fi, habar n-am, dar sunt vinuri care au câștigat marea medalie de aur sau nu știu ce, care costă 35 de lei. Bă, e absolut normal. Absolut normal din ce perspectivă? Că eu, ca și economist, ți-aș spune, băi, Alex, stai puțin, cum adică e absolut normal 35 de lei? Dacă vinul ăla este cel mai bun din un line-up de 10 vinuri, poate mi-explici că, na, eu sunt dispus să învăț oricând, adică, dacă dintr-un line-up de 10 vinuri care costă de la 30 la 130, cel mai bun este declarat ăla de 35, după părerea mea, cineva face ceva teribil de greșit. Da, bine, aici știu foarte bine că unul la mână zona de vin este extrem de subiectivă. Clar. Doi la mână, se poate întâmpla, nu știu, să aibă un an fabulos via aia, să fi fost vinificatorul extraordinar de inspirat, momentul de cules, cât a rărit via, da. Ce a făcut. Din punctul meu de vedere, important ar fi și problema ar apărea dacă acel vin de 35 de lei în continuare ar rămâne 35 de lei. Dar rămân în continuare. Doi la mână, fii atent că, uite, o să pot să dau un contraexemplu. Și doi la mână, dacă în fiecare an vinul ăla este cotat mai bine decât vinul din competiție de 130 de lei, da, atunci la vinul de 130 de lei are o problemă majoră. De asta am spus, cineva are o problemă, n-am dat, I'm not pointing the finger aici, da? Dar dacă vinul de 35 de lei are o problemă, pentru că nu este evaluat corect. E. Despre asta vorbim. Și de ce nu este evaluat corect? Pentru că ăla care l-a evaluat a fost fricos. Da, dar uite, o să dau un exemplu, tot din Dealul Mare. Cei de la Lamigdal și chiar cu Laurențiu. Laurențiu o să fie altcineva, alt personaj care vreau să iau un interviu. E un tip venit din industria farma, nu știu dacă vă cunoaște sau nu, care are Podgoria Lamigdal. Ei, pentru ei vinifică, lucrează via cei de la Iconic Estate, adică el practic doar a dat niște direcții, alege vinuri împreună cu vinificatorul de la Iconic și așa mai departe. Da. Și are label-ul propriu, iar unul din vinurile lui, Troaza Mi, care este un vin absolut fabulos, a luat la Decanter medalia de argint din 100 și un pic de vinuri premiate din România. El a fost cel care a luat argint, adică mi se pare fabulos pentru cineva care nu are practic vinificator, cramă și o coerență totuși prin asta. Iar ăsta era un vin care anul trecut era, dacă nu mă înșel, la noi pe despre vin e undeva la 50-55 de lei. Adică îți dai seama, prețul de achiziție e chiar un pic mic. Vin aliat cu argint la decanter, global. Deci am făcut o greșeală și de anul ăsta va trebui să-ți scumpesc, ceea ce mi se pare logic. Da, păi da, eu pot să dau exemplu, dacă vrei, până să intru și eu asociat, chiar din prăvălia proprie. Fetească noastră neagră din 2016, care a fost, mă rog, la Vinarium, tot așa, a luat 100 de puncte. Și a fost cea mai bună fetească neagră al anului 2016. Spun, nu spusă de mine, spusă, da, prețul de pornire al ei a fost 36 de lei. 35 de lei. Rezultatul care a fost, s-a vândut.
toată. De, da. Nu, dar nu acum, de 2 ani. Adică, da, da. Asta înseamnă că ăla e un vin și un brand care creează așteptări și bine. Care an de an va putea să se scumpească prin epuizarea stocului. Da, corect, dar nu este normal ca să fie lecție de economie anul întâi, bazele economiei. Când cererea e mai mare decât oferta, crește prețul. Jesus. Evident. Simple as that, știi? Deci de asta spun. Deci trebuie să fii mereu în corelație, dar tu trebuie să fii capabil să-ți faci un self-assessment. Eu când am prețuit, ca să zic așa, sticluța asta mică, care am avut-o și la tine de Opus Fabula, da. Evident, m-am întâlnit cu 7 oameni. Am zis, băi, oenologul mi-a spus, Gabi Lăcureanu, băi, un vin senzațional. Bă, Gabi, ok, făcut de tine, no offense. Te cred că este... Stai un pic, Gabi oricum face vinuri senzaționale. Evident că face vinuri senzaționale, dar când spune că e excelent, el are foarte multe grade de corporație. Ăsta e bun, foarte bun, excelent, extraordinar. Băi, ăsta e un vin extraordinar. Zic, băi, Gabi, ok, înțeleg foarte bine, mă bucur. După aceea, haideți să vedem ce mai spun și celelalte autorități în domeniu. Și m-am tot plimbat cu o sticlă, fără etichetă, pe la 10 oameni. Au venit 10 oameni la cramă. Și am zis, ok, haideți să vedem, pentru că dovadă că am cerut și punctul de vedere, cred că ai văzut, Carolin Gabai, care mi-a spus că este un vin senzațional, outstanding și așa mai departe. Că pentru că la un moment dat, cum spun, ajunsesem de nu mai credeam nici pe... Este și asta altă tâmpenie românească. Dacă îți spun 5 somități din industria vinului românesc că e un vin senzațional, încă mai e, bă, nu cumva are ăsta vreun interes să zică că e senzațional. Și am zis, bă, ok, hai să termin o dată cu debate-ul ăsta, trimit la unul care n-are absolut nicio treabă. Și efectiv, am trimis 2 sticle, simple as that, adică. Și am zis, bă, un vin foarte tare, fabulos și așa mai departe. Mă rog, este și pe, cred că și la tine este descrierea. Deci de asta spun, noi ne pierdem încrederea, nu avem încredere în produsele noastre, mulți din industria vinului. Nu au încredere în produsele lor. În schimb, au teama de stocuri. Și această criză, din păcate, în loc să stea să se gândească, bă, what if, din contră, le-a accentuat teama. Mă gândeam eu că o să vină momentul ăsta. Hai să fac o prostie și mai mare. Să mai scad încă o dată prețul, să mai dau încă 7.000 de discounturi. Și atunci, uite, și mai este o problemă a antreprenorilor în general și din industria vinurilor, că despre asta vorbim acum, oamenii nu mai vor să învețe. Deci oamenii, ce scrie pe cartea mea de vizită, comersant de vinuri, nu este o glumă. Eu ce fac acum, eu vând vin. Am fost în weekendul ăsta la Brașov, unde am vândut, uite, mă laud live aici, 500 de sticle de vin. Personal. M-am stat acolo, bună ziua, bună ziua, uite, eu sunt ăsta, hai de la wine bar-uri, la nu știu ce, hai să vedem cum se întâmplă lucrurile, pentru că vreau să învăț. Noi suntem, cred că, una dintre foarte puținele crame care nu lucrăm cu distribuitori. Da, asta e o mișcare care mi s-a părut și mie un pic ciudată. Da. Eu cred că veți avea nevoie la un moment dat să începeți să lucrați cu distribuitori, pur și simplu prin creșterea cramei, care e inerentă. Ce înseamnă creșterea cramei? Noi avem o capacitate de undeva 120-140 de mii de litri, să zicem 150 de mii de sticle, roughly. Și planul absolut long term, adică peste aia 7 ani, este să rămâi la această capacitate și la acest teren? Maxim 30 de hectare, adică maxim 20% în sus. Ok, dar de ce? Poftim? De ce? Păi care este primul mit care l-am auzit când am investit în vin? Spus de persoane care nu se cunoșteau proprietari de crame? Noi am făcut niște calcule și pentru a fi la break-even, că pentru a fi rentabil business-ul cu vinul, trebuie să ai minim 100 de hectare. Da, eu știam de 80. Dar știi, e aceeași mit ca în Horeca. În Horeca ți se zice la fel. Ca să fii, trebuie să ai minim 30 de mese. Nu știu, fiecare calculul lui făcut. Da, și zic, bă, și întâmplător, cramele respective vindeau 60% de revenit la boala mea bag-in-box. Da. Cu 3 litru. Adică, what's the catch? Îmi scapă mie ceva sau... Brechivul are o accepțiune diferită în industria vinului decât în contabilitate. Știi ce spun? Da. Adică, băi, deci practic 40 de hectare sunt cele care îți generează business-ul adevărat. Restul, sigur, câștigi o marjă de supraviețuire, survival. Și de apoi l-ai făcut de frică. Deci de asta spun, nu-mi propun să gestionez, să fiu mare latifundiar de vinuri sau să mă vândă toată lumea. De asta spun că nu
vreau să lucrez în continuare cu distribuitori, dar ce mi se întâmplă, unii dintre ei devin distribuitori naturali, având o politică de prețuri pe care o facem noi. Această politică este unitară pentru toată lumea, indiferent cum te numești, ca să spun așa. Și în momentul ăla, fiind o chestiune clară și vinurile ajung în piață la o variație de prețuri foarte mică. Eu am făcut întâi o analiză, am pus pe cineva și am luat vinurile din categoriile produse de noi să vedem care este variația între preț minim, preț maxim pe piață. Vezi diferențe de 20, 30, 40%? N-am făcut analiza asta pe brandul tău. Pentru suma corectă ți-o pot vinde, nu pentru al meu, pentru ceilalți. Eu am făcut pentru ceilalți. Dacă faceți pe brandul meu, mai mult de 10% nu găsești, dau eu o sticlă de vin dacă găsești. Între preț minim și preț maxim, mă refer. Aici să știi că lumea se schimbă. Eu observ o efervescență pe zona comerțului de vin. Observăm Emagul care a intrat foarte puternic, observăm Altex-ul care, culmea, e un jucător la care nu mă așteptam să-l văd pe zona de vin. Sunt alte proiecte mult mai mici, cum suntem și noi, și pe lângă noi mai sunt o grămadă de alții. Drinks.ro, au apărut mulți. Deci este o efervescență, dar părerea mea este că lucrurile vor începe să se așeze după acest val de entuziasm. Iar lucrurile așezate vor duce automat și către o uniformizare a pieței. Lucrurile, uite, eu nu înțeleg de ce încă nu s-a implementat modelul francez în industria vinurilor românești. Este mare sau ce? Poftim? Nu, bine, odată cooperativizarea și unirea pentru a obține o politică mai civilizată, dar să fie oameni care produc vin și oamenii care vând vin. Adică la noi producătorii toți vând, e o chestie de nu mai știe ce face fiecare. Păi teoretic ar trebui să facă distribuitorii, nu? Distribuitorii ar trebui să te reprezinte și să vină vinul. Corect, dar vreau să văd și eu distribuitorul ăla atât de smart, care vine și spune cât produceți, bă, gramofon voi, 150.000 de sticle. Ți le au pe toate. Și îmi dai X discount. Și nu mai ai tu nevoie de agenți de vânzări, de rețea, de al pierdut, cheltui bani prin Brașov, stat la hotel Sportul și așa mai departe, știi? Tu vezi, bă, de treaba ta. Și vreau să văd și eu distribuitorul ăla care să fac și atunci el în felul ăsta, dacă tu te pricepi să vinzi vinul, vinde-l, frate, tu unde vrei tu. Tu vei fi unic, un comerțant, fie că este un distribuitor itself, ori un link între crame și distribuitori. Să văd și eu pe acela care spune, eu îți cumpăr tot. Ca să vinzi un vin, vinul nu este, spre deosebire de alte băuturi, nu este doar un lichid, este o poveste, este un brand în spate. Cum ziceam, este ceva foarte subiectiv. Evident. Eu nu cred că dacă mergi și întrebi 100 de oameni pe stradă, nu știu dacă o să găsești 2 sau 3 care să aibă același vin favorit. Da, și clar. Dacă sunt în aceeași zonă de preț. Și atunci acel distribuitor, ca să-și asume stocul tău și investiția în marketing și investiția în branding și investiția în distribuție și toate astea, el trebuie să aibă co-ownership într-un fel pe brand. Sigur. Dacă brandul e la tine, el investește, el muncește, discounturile pe care tu îi le dai, el și le toacă din primul an, al doilea an, care e munca mai grea, și după aia construi brandul și se trezește că expiră contractul și... Băi, suntem băieți mari, eu știu ce, tu cer să faci sindromul Stockholm aici cu mine. Știi foarte bine ce înseamnă și un NDA, și non-compete, și exclusivity clause, și așa mai departe. Ce vorbim aici? Și toate celelalte. Nu, e foarte simplu de făcut dacă cineva chiar are o viziune pentru industria asta ca lumea. Fie că e vorba de comersanți, fie că e vorba de producători, exportatori sau mai știu eu ce. Deci dacă cineva își face o gândire exact cum ziceam eu, 5-7 ani. Am văzut acum un articol, un cetățean, chiar voiam să mă întâlnesc cu el, a cumpărat producția unei crame mici tot din dealul mare pentru o etichetă. I-a cumpărat toată producția, vreo 3-4 mii de sticle. Brilliant! Ok. Dar nu știu ce contract mai are în spate și pentru la anul, adică dacă s-a securizat sau așa mai departe. Dar mi s-a părut foarte tare, dar am văzut ieri un interviu sau alaltă, ceva de genul ăsta. Asta vreau să zic, dar uite,
să dau un pic reversul medaliei. Noi urmează să ne lansăm, nu mai e deja un secret pentru nimeni, urmează să ne lansăm propriul nostru vin. O ediție mică, câteva mii de sticle, un singur tip, e vinul nostru de label. Am învățat de la tine, din interviul cu tine, pot să zic că a fost o zonă de inspirație de acolo. Și în momentul în care aveam mai multe probe la care ajunsesem în final, l-am tot dat și noi către, exact cum ai făcut și tu, către un grup de oameni apropiați și am zis, băi, care, cum, toți au votat, au votat. Era o probă care ieșea un pic în față, datorită voturilor lor, dar nouă ne plăcea altă probă. Am zis, nu, am întrebat pe Marina, draga mea, din ce vin dintre astea două ai putea să bei următorii 3 ani de zile? Corect. Da, zis, din aia care ne place nou. Zic, păi atunci ăsta e răspunsul. Clar, o simplă zi. Dar pe de altă parte, eu nu vreau, tocmai având dezavantajele care vin ca și costuri, ca și tot ce vrei tu, din neavând podgoria ta, și outsourcând practic partea asta și noi degustând o grămadă de vinuri și având o grămadă de discuții până să ajungem aici, nu vreau să mă leg la cap ani de zile, pentru că în momentul ăla, dacă eu semnez un contract pe termen lung cu o singură cramă, eu capă vulnerabilitățile lor. Corect. De producție, de boli, de tot ce se poate întâmpla greșit. Știi? On the other hand, dacă vinul tău și îți doresc mult succes pe această cale va fi un mega hit, e posibil ca și crama cu care vei lucra să spună, băi Alex, stai puțin că nu mai e 25 de lei sticla, s-a făcut 35 că a plouat în noiembrie. Evident, dar oricum aștept să se întâmple ceva de genul ăsta și este absolut normal. În fond este o piață liberă, o discuție liberă și noi vom putea să păstrăm acest brand permanent, vinul care ne place nou și din toată România. Și în momentul ăsta chiar ai o poveste și mai mișto de zis. Ei, dar de ce nu-și pui numele ăsta? Nu știu ce brand vei fi, dar ăsta sună bine. Vinul care ne place nou. Uite, vezi, uite. Da, dacă... Că vorbim de idei. Uite, ți-am promis că astăzi o să fie ceva în premieră de care nici tu n-ai auzit. Da? Așa. O să vezi de mâine, va fi un vin, uite, îți arăt eticheta și te rog pe tine să o citești cu voce tare, să spui cum se numește vinul ăsta și cui se adresează. Stai puțin? Stai un pic, că îți dau ție solo layout ca să o și văd. Sfântul 5. Știi ce mi-aduce aminte asta? În perioada asta de sărbători, noi am avut o săptămână în care am avut pachete cu nume de sfinți. Ideea asta e... Și la pachetul și cealaltă. Este un vin, Sfântul 5, numește, care va fi lansat înainte de sesiunea studenților. A, ok. Cred că mai ții și tu minte de când erai student, era un 5 la timpul lui. Așa? Și vrem să facem un proiect cu cei de la studentnews.info, parteneri noștri tineri cu idei, ca să zic așa, în care vom încerca să le dăm tinerilor un vin bun, corect, este un private label pentru platforma asta de studenți, studentnews.info, da? Okay. Și practic, mi s-a părut foarte tare ideea și amuzantă. Și cu domnul profesor, haideți să facem ceva pentru tineri, că cinciu, știți cum e acum, nu știu ce, și zic, băi, cum se numește, că Sfântul 5. Genial, mi s-a părut foarte tare. Și în care să încercăm să le explicăm o serie de lucruri, băi, lucruri de care ei nu întreabă. Astea pe care noi teoretic le știm. Mă rog, tu mai bine, că te pricepi mai bine la vin ca mine. Aha. Temperature, de unde se apucă paharul, la ce temperatură se servește, cum să bei. Mi-a povestit tot așa un somelier că la o degustare pe Zoom unul bea vin din ceșcuță de cafea. Adică, deci să-i spui, bă, nu să privim cu superioritatea aia de, da, tu ai pahar, gata, m-am prins. Asta am vrut să arăt. Asta am vrut să arăt, da. Eu sunt mereu pe adeptul să-ți găsesc scuza ca să bei, știi? Exact. Și atunci încercăm să targetăm această zonă de tineri, pentru că eu o să le și spun, bă, când veți crește, oricum veți avea vinuri bune, mult mai bune. De ce dracu să începeți cum am început noi, de la buzuiacă de bohotin cu cola sau de la fata în iarbă cu Sprite sau mai știu eu ce? Începeți de la un vin cinstit. Un vin cinstit, un vin corect, un vin bun. Și atunci, și când v-ați luat cinciu, ia uite cum vă... Sau un vin de Doamne ajută, cred că va fi motoul de promovare a acestui vin.
Vezi că acolo intri pe alt vin, doamne ajută. Nu, pentru o să punem mai multe, va fi. Oricum, ar fi mișto să le faceți să printați eticheta pe ambele părți și pe interior să aibă, când a terminat sticla, să vadă o copiuță, ceva, o chestie. Da, 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 da. Sau o restanță. O restanță. O restanță. O... Te-ai picat. Da, da, da. Apropo de nume, haioasă, că mi-a adus aminte, noi iarna trecută am avut un pachet care se făcut din spumante, care se chema Sfânta Bulă. Bună, bună, bună. Da, 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 da. Corect. Nu o să intru pe demografice cine ce a cumpărat, dar nu. Da. Deci de asta spun, oamenii nu se mai joacă în industria asta. Asta încercam să spun. Devenim serioși sau plictiseți. Da, foarte mai se joacă. Sau fricoși. Hai să-l vindem la orice preț, cum o fi, să scăpăm deodată de el, că vine ăla nou și ne găsește cu caramele pline. Și repet, perioada asta de 9 luni, un an, cât a durat grozăvenia aceasta de COVID, mai rău le-a hrănit instinctul ăsta în loc să vină să zică, bă, stai puțin, hai să mă reinventez, trag linie. Și să, ci din contră, au persistat în această chestiune. Mamă, hai să scăpăm de el. Ok. Ești adeptul construirii a câtorva branduri în care să continui să investești sau ești adeptul construirii mereu de branduri noi, jucăușe, variate? Nu. Vor fi construite brandurile, sunt brandurile de bază, da? Gramofon, Opus Fabula, mă rog, să o luăm de la bază, Virtuos, care este vinul de mass market, Gramofon, care este vinul și Horeca și consumatorii, cum să spun, un pic mai preconizați, semiconesori sau conesori, să spun așa, și Opus Fabula și va veni un layer între Gramofon și Opus Fabula. Okay. Vor fi patru layere de vin și sigur și joacă de tipul acesta, dar acesta nu este brandul nostru, apropo. Am înțeles, mi-ai zis că e private label. Este un private label făcut de, și mai am și alte propuneri și în alte industrii, tot așa amuzante, pentru că ne jucăm, ne reinventăm și așa mai departe. Da. Adică să fie brandurile de bază, când vede lumea să știe ok, că... Repet, marile branduri nu și-au schimbat etichetele de 100 ceva și ceva de ani, adică din industria vinului. Au început să știi să-și mai schimbe, adică se întâmplă lucruri și pe acolo. Da, dar nu la old school, la new school. Păi asta iau avantajul acum că deja ajung să fie la a doua generație. Asta. New mind, old money. Da, old money, new minds, old money. Știi? Adică e... Să știi că mie îmi place ce se întâmplă și uite, adică văd lucrul ăsta la Mastodos, la Jitvei, la Codnari, la unde au venit copiii din urmă, au început să construiască niște branduri foarte au departamente de marketing foarte bine puse la punct, ceea ce e un lucru bun, adică... Evident, păi nu, trebuie să vină noile generații cu alt suflu. Asta este, dar din păcate, repet, și uite-te că avem foarte multe cazuri în businessul românesc, family business succession-ul la noi e a big issue, ca să zic așa. Eu cred că peste tot e, dar la noi e mai vizibil, fiindcă sunt mai puțini și atunci procentual e mai mult, știi? Da, da, e posibil. Bine, și la noi s-au și făcut imperiile într-o perioadă foarte scurtă de timp, că mai e și aici o chestie. Exact, da. 30 de ani la scara istoriei e peanuts. Și nu neapărat, nu întotdeauna pe merit, ci mai degrabă pe oportunitate. No comment. Ca să... Nu, dar sunt cazuri și cazuri. Iar oportunitatea în Wild Wild West-ul din România ultimilor 30 de ani a fost factorul predominant. Corect. Adică, sincer, aproape degeaba aveai knowledge dacă nu aveai oportunitate, pe când invers puteai să te descurci. Da, da, așa este, da. Exact cum ai zis tu, ție e cei mai buni oameni, știi? Adică dacă ai oportunitatea, knowledge-ul poți să-l cumperi, poți să-l asocii. Da, și mai este o chestiune, noi fiind, poate, cred că este și un avantaj aici, că suntem doi asociați în procente egale, ca să îți mai spun ceva. Așa, și... Practic, noi ne-am și împărțit foarte clar și task-urile și responsabilități și avem o relație super, super ok.
unul se ocupă de partea asta de producție, ne asigurăm că partea de producție este, pentru că, repet, din păcate românii încă au mentalitatea în business de oameni show. Eu mă pricep la toate. Nu pot să mă duc să-i zic lui Gabi Lăcureanu, bă, vinul ăsta mie nu-mi place, că nu am know-how-ul de așa ceva. Da, da, pe de altă parte tu ești ăla care declară că dacă nu-ți vinzi vinul, ți-l bei. Dacă nu-ți place, ce faci? Da, păi nu, dar eu spun, dar eu sunt vinul pe care nu le beau, de exemplu. Nu le beau, că, cum spun, că nu beau tipul ăla de vin, efectiv. Dar nu pot să n-am eu know-how să zic, bă, ăsta nu, dacă nu beau, cum să dau părerea despre ceva care nu mă pricep absolut de nicio culoare. Dar și atunci merg pe mâna profesioniștilor. Băi, sigur e? Cum îl prețuim? Cum îl vezi pe ăsta? Și atunci facem și tot felul de jocuri. Uite, de exemplu, anul ăsta am făcut un joc foarte interesant la cules, unde mi-ai spus tu că am avut oameni care au plătit să culeagă via, într-adevăr. Așa. Eu ți-am spus ce mi-ai spus tu. Dar ai reamintit public, ca să zic așa. Așa. Unde am cules în etape. Am cules soiurile în etape. Acum au 1 hectar, 2, peste 2 săptămâni, 2 hectare, tocmai pentru a ne putea permite și să ne jucăm și să descoperim, bă, poate potențialul în altă parte, de fapt. Păi și v-a lăsat Gabi? Nu v-a zis mâine trebuie culesă parcela? Gabi a fost cel mai fericit că și cum vrei să ne jucăm așa, dar păi dacă se întâmplă, ce se poate întâmpla? Îl bem, îl dăm cadou, îl facem coniac sau whatever. Ok, da, interesant. Da. Dacă ar veni cineva și ar vrea să-ți cumpere gramofon wine, să-l cumpere de la tine? Auzi, ai spus că pot să vorbesc urât, nu la emisiunea ta, da? Bine, da. Hai să zic un ban pe care l-am spus unei multinaționale, nu dau nume, când a vrut să mă cumpere pe mine. Nu știu dacă ți l-am mai zis când ai fost la mine. O multinațională, repet, a vrut să cumpere firma de contabilitate în care ne aflăm acum. Și o să zic mai cu perdea totuși, că așa, cum spun, istoricul academic mă obligă, așa, că, și bancul era așa, un grup de cetățeni români pe timpul lui Ceaușescu au mers la Paris. Deci oamenii au zis, domnule, vrem să te cumpărăm, tu o să fii managing director, country, whatever, la la la, uite, exit-ul, whatever, bun, cum se face? Ce părere ai? Și eu zic, hai să vă zic un banc, la care ei se uită la nici, excuse me, we want to buy your business and you want to tell a joke? Zic, da, și mi-mi plac bancurile, adică și bancurile reflectă întotdeauna cele mai adevărate lucruri de lumea. Și zic, ok, go ahead, oamenii politicoși. Erau 3 la masă. Și zic, pe timpul Ceaușescu, un grup de turiști români s-au dus în Paris. Și s-au dus în Paris acolo și într-o seară 3 băieți mai îndrăzneți și-au lăsat și ei consoartele acasă și au ieșit în oraș. Unde au agățat și ei 3 domnișoare, le-au făcut cinste cu o masă, un pahar de vin, nu știu ce, au ajuns în cameră, au făcut lucrurile pe care le facem cu toți în timpul liber și a doua se trezesc oripilat, se duce la ghidul care era stabilit în Franța și îi zice, nu te supăra, în Franța, în Paris, toate femeile fac sex pe bani, adică chiar așa, la care ghidul se uită, evident că nu toate femeile fac sex pe bani, dar cele care nu fac sex pe bani sunt foarte scumpe. Da, deci nu, răspunsul e nu. Au înțeles oamenii din prima mesaj. Niciodată. Și aceeași abordare e și pe gramofon? Da. Dar care, unde vezi tu gramofon, nu știu, în 50 de ani? În 50 de ani? Eu pot să deci când îți pui pardesiu în cuier și zici gata frate, până aici, nu mai vreau să aud de nimic. Vreau doar să stau, să beau vin, să-mi ascult muzica, să mă uit la tablourile mele că ești mare colecționar. Da, da, păi eu gramofonul văd și nu în 30 de ani, ci undeva în 70 de ani, că vreau să-l prind totuși în viață, adică nu... Așa, când se întâmplă chestiunea asta, îl văd un vin care se vândă pe principiul pe care ți l-am enunțat înainte. Fie va veni un cetățean sau un grup de cetățeni care să spună cât produci Marcele aici, 130.000 de sticle, ok, eu vreau 20.000, eu vreau 30.000, eu vreau 50.000. Mulțumesc, băieți, ne vedem la an. Okay. Adică și o chestie reputațională de încredere, că până la urmă e o chestie de încredere. Lumea nu face chestiunea asta tocmai din cauza lipsei de încredere.
Evident. Și dintr-o calitate care să fie crescătoare. Asta am spus. Noi am avut acum o chestiune, avem acum o chestie unde avem o cantitate de vin pe care am spus, băi, eu nu vreau să o vând pe asta. Și mi-au spus toți, băi, ești nebun, dar vinul e cinstit. Îl punem într-o cutie de 10 litri și hai să o vindem. Și am zis, bă, nu. Și acum caut o distilerie, apropo, dacă știi pe cineva, care să-mi facă o grapă sau un coniac. Și am zis, pe ăsta nu îl vând sub brandul Gramofon, exclus. O să zic, uite, chiar o să mă gândesc, dar sunt convins că știe Gabi mai bine. Da, am încercat, dar mă rog, destul de complicat de găsit. Am zis, bă, plătim accize, adică no problem, Jesus Christ, că nu se pune problema. Și de asta am spus, bă, eu nu pot să vând vinul ăsta. Câte sunt? 7 tone? Nici o problemă. Nu vreau să-l vând. Nu pot și nici nu vreau. Adică aș putea să-l dau la nunți, 10 lei litru, haide. Da. Fac vin de petrecere. Cum ți se pare industria de vin din punct de vedere legislativ? Legislația ajută producătorul de vin versus alte industrii? Îl încurcă? Păi uite, hai să spun ceva. De unde au plecat toate cramele? De fapt, toate cramele au plecat de la niște fonduri europene care au, deci, toată investiția. Jesus Christ! Bă, hai, scuză-mă, dacă îți dau și un business la cheie, deci astea au fost toate business-uri date la cheie, de principiu. Nu? Deci au fost fondurile acestea care au, mă rog, derulate prin Ministerul Agriculturii și așa mai departe. Pe replantare, pe rete. Replantare, nu știu ce. Uite, noi, de exemplu, acum facem partea asta de enoturism la cramă, cu spa, amenajare, spațiu de degustare și toate celelalte, tot pe cofinanțare 70%. O să aveți și spații de cazare? Da, sigur. Ok, cool. Sper că în toamna aceasta o să avem primele 7 camere. Deci în toamna asta știu unde mă duc. Știm unde dezbatem, mai pe larg așa, da. Facem un live de acolo, că s-ar putea să fie cel mai vizualizat pe YouTube. Da. Deci, din punct de vedere legislativ, ce poți să cer mai mult? Frate, tocmai toate investițiile tale au fost fie 100%, fie 70-80% cofinanțate. Primul lucru. Al doilea, din punct de vedere al impozitării în general, hai să fim serioși. România este paradis fiscal, da? Că da. Cred că toți suntem de acord cu chestia asta, adică 1% sau 16% e peanuts, da? 5% impozit pe dividende este peanuts. Deci avem niște, sigur, impozitarea zilierilor, care iarăși este prietenoasă, da? Deci toate aceste lucruri, din punctul meu de vedere legislativ, noi suntem foarte bine. Problema este că noi așteptăm de la alții să ne construiască o strategie națională pentru chestia asta. Adică toți producătorii se uită la guvern, la nu știu cine, ca să le facă o strategie să promoveze vinurile la export. Băi, guess what? Cum am mai spus eu într-un interviu pentru Profit.ro, ne uităm la guvern ca Bambi la râu, știi? Cu ochii aia mari și umezi. Bă, tu ai făcut ceva pentru chestia asta sau vrei doar așa să vină unul să spune, dragi producători de vin, uite, noi v-am amenajat la târgul de la Bruxelles un stand și v-am găsit și 50 de mari distribuitori din lume care să vă cumpere vinurile românești. Așa, asta așteptăm? Păi, hai să-l chemăm pe Ceaușescu înapoi, adică. Nu cred. Cred că mai degrabă se așteaptă un set de reguli, se așteaptă niște normative pe producția anumitor soiuri. E acel început de DOC-uri care e foarte bun, dar din păcate, nu știu, uite, eu personal sunt în tabăra aia care zic că DOC-ul nu contează. Adică degeaba ai un DOC de alumare nouă. Din nou, mergem împreună la consumatorii de vin și îți arăt câți din ei se uită la DOC. Clar. Și nu cumpără un vin pentru că vezi tu, Doamne, nu scrie DOC pe el. Hai să sau fie. DOCG, sau mai știu eu ce. Sigur, aici este o chestiune foarte relativă și, în mod normal, ar trebui, că de asta spun, și uite, noi avem asociația din Dealul Mare, da? Care a făcut acest DOC și acum, mă rog, sunt demersuri destul de avansate pentru a face un DOCG, să-i spunem. Da? Sunt demersuri, dar lucrurile se mișcă, din păcate, relativ încet, pentru gustul meu. Și trebuie cumva găsită și o modalitate de aliniere a acelor. Eu când se așteaptă lumea de la guvern, pentru că producătorii în sine nu se pot pune de acord. Atunci au nevoie de un arbitru, de un tătucă, știi, care să... Noi nu am avut nevoie ca nație de tătucă. Zici?
Da, așa mi s-a părut. Adică uite-te la toate alegerile. Nu ofens pentru nimeni acum, da? Dar noi mereu am căutat tătucul. Tătucul, da. A ieșit ăla. Bă, ăla, noi mergem după ăla. Nu contează cine mai sunt pe acolo. Dar ăla e cum trebuie. Și de asta spun, după părerea ar trebui să vină de la bază la vârf chestiunea. Nu de la vârf la bază. Bă, hai să facem DOCG în toate zonele din România. Sau DOC, spuneai tu. Acum, asta e o parte. Partea asta, după părerea mea, de mers ar trebui să pornească de la ăștia, de masa asta de producători, care să vină, să consolideze până sus. Și când ajunge să ajungă pe masă, spună domnilor, uitați ce vreau să fac. Sprijiniți-ne. Că vorbim de Uniunea Europeană și mai departe. Da? Da, și al doilea aspect este cel care foarte corect l-ai spus tu, cel legat de percepția în rândul consumatorului. Pentru că aici DOCG-ul ăsta poate fi folosit ca un tool de marketing, dar asta înseamnă aceeași chestiune, alinierea brandurilor. Când spui Dealul Mare, eu asta le-am spus tuturor și în asociație. Băi, noi am reușit cu asociația asta Dealul Mare în momentul când cineva merge la restaurant și spune ce vin beți, Dealul Mare. Da. Atunci spui că ai reușit. Cum te duci acum și spui ce vin bei? Barol. Da. De care? Nu știu. Da, dar pentru asta mie ca și consumator, mie mi-ar trebui în momentul în care iau o fetească neagră de Dealul Mare, fie că e de la Gramofon, fie că e de la La Certa, fie că e de la Servec, fie că e de la oricine, să am acea abatere minimă de care ziceai tu, referindu-te la preț, să am acea abatere minimă pe să ai parametrii aceia standardizați. Da. Și care, mie îmi place cu mai mult tanin, iau de la, nu mai dau exemple ca să nu se spere cineva pe mine, vreau cu mai nebaricat, vreau, iau de la Gramofon, vreau, da. Și atunci, evident, asta trebuie făcut. Și nu trebuie să facem pentru toate produsele, că și aici este un loc în care putem să ne prindem urechile. Băi, care sunt brandurile noastre pe care le putem să unici? Știi, e ca în leadership, trebuie să ai un avantaj competitiv unic, ca în promovare. Care e avantajul competitiv unic al României? Deocamdată, fetească neagră a făcut cea mai mare. Ok, și atunci stabilim, băi, pentru a fi catalogată de OCG fetească neagră, trebuie să aibă următorii parametri. Tic, 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 tic. Culeasa așa, baricata atâta. Și evident că ar trebui să iasă toate la fel. Și după aceea, conținut de zahăr atât și așa mai departe. Astfel încât omul când s-a dus și zice, vreau o fetească neagră. De unde? Dealul Mare? Poftim. Să știe, dar asta presupune ca toți producătorii din anumite zone sau poate chiar din România să se unească. Uită-te și la târgurile internaționale unde te duci, am avut și noi, tot așa. Eu am vrut să învăț, eu plătesc pentru lecțiile mele, să știi. Eu nu vreau lecții gratis, fiind profesor, știu că orice costă. Și de asta plătesc. Am zis, ok, hai unde mergem? Am trimis două colegi la târgul de la Shanghai, cred că au fost. După aceea, mă rog, s-au închis târgurile, că aveam în continuare probleme. Și zic, băi, să vedem ce se întâmplă. Hai să vedem ce se întâmplă. Și România avea un stand la Mama Naibii. Și în standul României de la Shanghai erau două crame. Nu ești cu încă o cramă. Târgurile de vin din România, cum ți se par? Târgurile de vin... Am fost de la... Cred că la două am fost. E mai mult așa un spectacol cu vânzare. Știi? Spectacol cu vânzare. Pentru la fel, nu prea se știe cui se adresează. Zici mie cui se adresează târgurile de vin în România, scuză-mă. Nu fac niciunul. Deci... Păi da, ai văzut tu. Ce percepție ai tu, uite, ca și... Eu știu că eram la intervievat, dar mai poți să mai pui și întrebări, nu? Da, Marcel, dar fiată, mie mi se pare, de exemplu, că, uite, mai ales oameni în poziția mea, hai să zicem chiar mai, un pic mai puțin în poziția ta, dar mai mult în poziția mea, Nu știu dacă putem să fim relevanți ca și opinie pe zona asta, pentru că noi unul la mână avem parte de alt tratament, că ba ne invită unul, ba altul, ba... În momentul ăla ești un pic, percepția ta este denaturată versus dacă te duci, n-aș ști nimeni cine ești, te duci, trăiești toată experiența. Eu până acum trei ani asta am pățit, Alex. Da, uite eu nu. Până acum trei, da, nasol pentru tine, ca zic așa. Nu pot să răspund. Poftim? Zic, de-aia mă scuz că nu pot să răspund la... Da, adică până acum trei ani exact asta am pățit și nu mi-era clar cui se adresează. Băi, know your, what's your zebra, cum zic americanii. Cum vânează leu? Bă, care-i zebra mea? Pe cine mă focusez eu?
Păi pe ăla, mă adresez publicului, ok, atunci o face cu vânzare, mă adresez industriei, atunci facem una separată, doar pentru profesioniști și mai departe, fără vânzare, că e sticlă la casă, Jesus Christ. Ba, că ai tu sampling și nu știu ce, ok, dar nu e un iar maroc, deci eu nu prea am văzut târguri de vinuri, am văzut iar maroace de vinuri, știi? Da, într-un fel da. E un iar maroc, o tiribombă, colo, știi? Eu cred că asta e tot datorită efervescenței piață. Eu nu cred că industria de vin în România nici măcar nu a început să se așeze. În continuare e foarte efervescentă și pe toate categoriile de player, de crame, de vânzători, de distribuitori, de marketieri, de ce vrei tu, de magazine în sine. Uită-te și tu, ai un retail care a intrat practic foarte agresiv pe tot ce înseamnă industria de vin anul. Put. Și bravo lor, pentru că ei au văzut ce se întâmplă în piață. Pentru ei a fost o mega oportunitate asta. Da. Ei au văzut, bă, stai puțin, piața asta e un haos total. Let's take a piece of the pie. Da. Perfect, bravo lor. Mie mi se pare normal, știi? Asta zic, eu cred că va mai dura un pic și cred că va trebui întâi să devină un business care să nu mai fie atât de profitabil și atât de low barrier of entry. Pentru că, no offense, în momentul de față poți să intri în industria vinului și nu mă refer ca producător, ca având o cramă, că acolo ai niște costuri de intrare. Da. Dar eu dacă vin și profit de o cramă disperată și sunt un oarecine și zic, hai frate să facem un private label împreună și îți asum tu producția, eu mi-asum promovarea și împărțim revenue-ul, știi? Da. Guess what? Ești player în piața vinului. Da, știu. Barrier of entry, zero. Exact. Despre asta vorbim. De profit destul de mari. Și atunci, în momentul ăla, normal că vin foarte mulți ca în Wild West, știi? Și atunci, de acolo și efervescența. Da, foarte mulți și extrem de mulți turiști. Da. Am avut și am acum o serie de discuții, că toată lumea auzind, mă rog, toată lumea, o mare parte din oameni auzind de gramofon, domnule, eu făceam nu știu ce private label cu nu știu cine. Așa. Și vrem să luăm de la voi, nu știu, și ce preț, ce buget ați avut anul trecut? Domnule, vă rog facturile, nu știu. Domnule, zi-mi că te cred pe cuvânt. 6 lei, 60 de bani. Hello? Da. Ce facem aici, prietene? Tocmai pentru că nu există această, producătorii nu sunt doar producători. Producătorii sunt și producători, și vânzători, și administratori, și antreprenori, și finanțiști, și de toate. Pe când dacă ar fi veriga aia care ți-am spus eu, între producător și client sau și distribuitor chiar, eu asta aș face, o verigă, și așa e peste tot, de fapt, nu aș face eu așa, o verigă aceasta care să spună, păi, terminați, eu am plătit la gramofon pentru o sticlă de fetească neagră 90 de lei, da? Îmi dă discount, am plătit 60, doesn't matter, i-am luat toată producția, păi tu ce vrei, Alex, să-ți faci private label cu gramofon cu 55? Get the fuck out of here, că n-am. Dar dacă vii la gramofon, mi-ai zis, bă, stai puțin, că poate mai facem și o promovare, poate ne mai jucăm, te dau cu 20 de lei și ia să vezi cum o să se vândă și alalte. Că evident, nu ți-am stricat speech-ul sper pe care l-ai avut la cumpărarea vinului, dar că așa se întâmplă lucrurile, din păcate. Și atunci, bă, stai puțin, nu-i despre ce vorbim aici. Nu, exact așa este. Exact așa este. Da, mulțumesc, da, de asta spun. Aici, pentru că oamenii vând și uite-te la canalele de vânzare care sunt extrem de diferite. Tu știi proiectul nostru de la Wine Bar și poate dăm o fugă în seara asta acolo, așa, unde sunt doar vinurile din dealul mare. Știi? E, la fel, este tot un proiect care încearcă să unească și este, cred că e primul proiect reușit. Da, chiar. Uite, hai să profităm. Pentru cine a avut răbdare să ne asculte o oră, sunt convins că e curios să afle un pic și de conceptul ăsta de wine bar. Hai să încheiem cu el, că mi se pare că e și un ton pozitiv. Adică într-o perioadă în care Horeca suferă și e închisă și săraci oameni sunt bătuți pur și simplu de soarte și nesustinuți în momentul de față, totuși voi deschideți un wine bar pe un concept unic. Da, este un wine bar al cramelor din dealul mare. Da, este un wine bar în care se găsesc doar cramele din dealul mare, basically. Da? Deci, practic, e un
WB, adică da, eu... DOCWB, exact, exact. Da, da, bine spus. Uite, poate folosesc asta în viitoarea comunicare. Da, super tare asta, da. Uite, mi-o și notez aici, DOCWB, bun. Așa, și practic noi... Toată lumea că profesorii iau lecții când vorbesc eu, da? Deci... Nu, că profesorii întotdeauna sunt dispuși să învețe, știi? Știi, era, știi că de fapt nu e corect omul cât trăiește învață, ci omul cât învață trăiește, știi? Fii atent, o să bag în text ca teaser. Vrei să afli ce înseamnă, te crezi specialist în vin? Vrei să afli ce înseamnă DOCWP? Exact. E, și practic noi este un concept care are artă și vin. Eu, după cum ai spus și tu, colecționez foarte multe, mă rog, lucrări de artă, de la picturi, sculpturi și așa. Hai că aici spun eu. Deci ca să înțelegeți că m-am dus când am avut discuția cu Marcel, când i-am listat pe despre vin, gramofon și noi o să vorbim ce cum facem, aproape nu ai loc să stai în biroul lui, deși are un birou foarte mare, de tablouri, care sunt nu numai pe pereți, ci printre scaune, pe jos, are prea multe. Da. Și am făcut împreună colegi din Deal Mare și acest mai mare, tocmai pentru a mai scăpa și de tablouri, să mai avem să le expunem, ca zic așa. Sunt pictori contemporani, mă rog, și nu numai foarte valoroși. Și practic noi ce facem acolo la acest webinar este vindem o experiență oamenilor. Pentru că oamenii sunt blocați, din ce am văzut eu, în calitate de neprofesionist al vinului, subliniez încă o dată, oamenii nu mai sunt dispuși, oamenii cărora în mod normal noi ar trebui să ne adresăm, adică oameni cu o situație financiară bună și peste, le lipsește ceva. Și ce le lipsește oamenilor acesta? Timpul. Și pentru asta ei nu mai sunt dispuși să experimenteze. Și atunci descoperă un vin și rămân blocați în el. Pentru că nu-și permit să strige, uite, cum plec eu acum seara asta de la birou, că de asta n-am băut și eu un pahar de vin cu tine, așa mă duc acasă și zic, bă, intru în, opresc la, nu știu, vin expert, dau un exemplu. Ce vin îmi iau? Bă, stai că eu dau numai lupi. Bă, mi-au lupt, că dacă iau vreo prostie din Dealul Mare sau din Drăgășan sau nu știu ce, poate nu-mi place, dracu, mai stric și seara. Așa, play it safe. Și atunci în acest wine bar lumea nu va mai play it safe, lumea se va juca. Și practic va fi o experiență în care toate vinurile civilizate și bune și foarte bune din Dealul Mare au același preț. Nu vorbim de cele extraordinare, alea sunt separate. Și practic au același preț la pahar. Conceptul este un pahar, trei pahare, cinci pahare. Și de asemenea vor fi foarte multe jocuri în care clienții wine barului vor evalua, se vor transforma în evaluator. Nu trebuie să fie profesionist sau nu, ci le spun, astăzi facem un concurs între Dealul Mare versus Republica Moldova. Hai să avem 5 vinuri din Dealul Mare, 5 din Republica Moldova și voi, dragii noștri clienți, puneți puncte. Mie mi-a plăcut ăsta din stânga, sauvignonul ăsta din stânga, muscatul din dreapta și feteasca neagră din centru. Înțelegi? Și va fi o joacă în care lumea descoperă. O experiență, de fapt. Și scopul e? Care e? Scopul... financiar sau nu. Scopul este în primul rând de promovarea vinurilor din Dealul Mare. Ăsta este scopul primordial și sigur că orice business realizarea de profit, adică evident. Ok. Mie mi se pare că are o componentă de educație, pentru că în momentul sigur. Eu cred că la vin e foarte important să-i faci pe oameni să experimenteze, să-l bea conștient. Nu, asta mai pentru că ce mă întorc la exemplu tău cu lupii, știi? Oamenii în momentul în care beau același vin cu care sunt ei obișnuiți, mie mi se pare că ajung într-un moment în care nu-l mai beau conștient. Corect. Că le știu că le place, că nu știu, dar nu mai caută arome, mecanic. Exact. Nu mai descoperă nimic. Practic ajungi ca și cum bei aceeași bere sau bei apă sau bei, I don't know, cola. Corect. Sau corect, da. Să fie așa. Adică, cam an, avem în România, eu estimez în momentul de față în România că sunt undeva 7-8.000 de etichete distincte, da? Importuri și vinuri produse aici. Clar. Why the fuck do not play? Da, știi? Da. Nu trebuie să iei vinul ăla de nevastă. Iei o sticlă, ți-a plăcut, nu ți-a plăcut. Ești într-un wine bar, poți să iei și un pahar, nu trebuie să iei o sticlă. Ți-a plăcut. Exact, asta va fi joacă. Deci asta am spus.
Deci noi o joacă, de fapt, acolo. Da. Cred că la asta te-ai referit tu când m-ai întrebat care este scopul. Scopul este să ne jucăm, efectiv. Deci oamenii se joacă. Se joacă. Nu facem cinci fetească neagră. Nici nu mă interesează cine câștigă. Nici nu, evident că nu voi publica, mamă, cea mai bună fetească neagră a fost declarată, nu știu, Davino, ca să nu zic Gramofon sau Serve sau mai știu ce, sau Licorna, sau asta, să nu scriu Via Marchizul, ca să nu, să-i numesc pe toți partenerii. Da. Deci nu, nici nu va fi relevant, pentru că e clar că ție îți va plăcea una, celălalt alta, dar e mai amuzant să vezi când e sticla acoperită. Și zici, bă, dar stai. Și am făcut experimentul ăsta cu niște chardoneuri, cu niște prieteni și mai departe, care a zis, eu nu beau decât chardonnay de la Sole. Și când am pus într-un testing trei vinuri, i-a plăcut de la Gramofon. Și a zis, clar, nu, ăsta e bun, ăsta îl beau eu. Pă, prietene, wrong. Ălaltul e al tău. Tu te, domnule, de aici. Ia mai o dată, mai încerc o dată. Că oamenii privesc ca pe apă. Că și dacă bei aceeași apă, nu-ți dai seama cum e apa. Știi? Da, corect. Da, asta e. Marcel, zi un gând de sfârșit pentru cei din industrie, cei care vor să intre în industrie, pentru cei care se bucură de industria asta. Zi-ne un gând de încheiere, că totuși am trecut deja de o oră. Da, da, asta mă uitam și eu, că stăm de vorbă de ceva timp, cred că, știi cum e? Cine a rezistat până acum? Adresa mea de mail este marcel.vulpoia@vtm.ro. Dai o sticlă de vin, da? Îmi trimiteți mail, primul care îmi trimite și a rezistat până acum îi trimite o sticlă de vin. Iată, asta nici nu o să o anunț în scris, ca să nu o dau, să fie ăla care se uită de bună voie, nu ăla care... Exact, știi că e bun. Asta se spune că a fost într-o teză de doctorat la ASE. La o teză de doctorat de vreo 560 de pagini, pe la pagina 510 scrie acolo. Dacă ați citit până aici, sunați-mă la numărul și vă dau o sticlă de whisky. Și n-a sunat nimeni. Nu știu dacă este mit sau realitate, dar îți dai seama, la tezele doctorat, cine dracu citești de atâta, știi? Așa, deci un gând așa, de încheiere. Eu întotdeauna mi-a plăcut să mă joc. Atâta timp cât nu te joci și nu ai plăcerea de a te mai juca, nu mai are rost să faci ceea ce ai făcut până atunci. Și asta le spun tuturor. Bă, totul este o joacă. Noi ne jucăm de când suntem mici, nu? Numai că, și acum tot asta facem, ne jucăm. Tu te joci cu vinul, eu mă joc cu vinul și cu contabilitatea, numai că acum nu mai știm să ne jucăm frumos. Înainte, când Alex îți luai un șut în fund de la un coleg, nu? Te duceai a doua zi, bă, Gicele, ce bine. Acum, dacă nu ți-a plătit unul factura, băi, nesimțitule, nu știu, nu mă refer la tine aici. Bă, nu știu ce, că ți-arăt, că te dau un judecat, nu mai știm să ne jucăm frumos. Și oamenii, din păcate, nu se mai joacă frumos. Deci, sfatul meu, jucați-vă frumos, enjoy it while it lasts, știi? Bă, uite, ăsta e un sfat bun și nu e doar pentru industria vinului, e un sfat bun în general pentru noi adulții care uităm să ne jucăm câteodată. Da, să ne jucăm. Bine, Marcel, mersi mult, să știi că o să dau stop break, o să te rog să mai rămâi. Da. Să facem planul pe continuare. Așa, facem ieșirea în seara asta. Așa. Bun, dragilor, sper că v-a plăcut, sper că ați avut răbdare și vorba lui Marcel. Cine a rezistat până acum, să-i dau un mail, găsește adresa de-a lungul interviului și ghiși ce, o să primească o sticlă de vin. Ne-a anunțat altfel. Bun, seara bună! Seara bună!